Hei, bună dragilor și bine ați revenit la un nou clip, la un nou vlog, că începem un vlog nou astăzi. Eu m-am machiat. Îmi place foarte mult cum a ieșit machiajul. Geana asta mi-am pus-o cam strâmbă, din câte observ. Am filmat Q&A-ul, care va intra pe canal miercuri, dacă voi vedeți clipul acesta duminică. Am filmat Q&A-ul, da. Apoi, am filmat iarăși astăzi și ce am filmat? Machiajul acesta l-am filmat, e un Get Ready With Me, am încercat produse noi. Ce vă mai arăt în clipul de astăzi? Ce vreau să vă mai zic în clipul de astăzi? Am să vă mai zic ceva și am uitat. Da, în fine, începem un vlog nou. Pentru că, da, îmi place să fac vloguri, îmi place, îmi place, îmi place. Nu știu ce e cu mine. Da, eu o să vă tot zăpăcesc așa, pentru că sunt entuziasmată cumva de toată chestia asta. De a filma vlog și de nu știu ce. Bun, aici îmi aranjez puțin aici în cameră, pentru că aș vrea să filmez un clip despre organizare. Și cam cum mi-am organizat eu căsuța și să iau câteva cadre cu toată organizarea asta și cu ce am făcut eu. Pentru că eu cred că va fi benefică cuiva, măcar cuiva aici pe YouTube. Și da, mi-am pus doar un cercel pentru că sunt foarte grei și am zis, na, să arăt puțin mai. Mă vopsesc, promit că mă vopsesc, nu mă mai las așa, nu mă mai las așa, mă vopsesc, dar abia ce am făcut baia astăzi pe cap și din nou părul meu arată super nasol și am folosit o mască foarte bună cu care eu nu dădeam greș niciodată, dar degeaba. Am stat cu ulei de cocos în păr și tot degeaba. Na. Ce să-i faci? Mă pun să termin de filmat partea aceasta cu organizarea. Apoi mă duc până la Aldi că vreau să iau câteva coaste. Vreau să iau câteva coaste. Vreau să iau niște coaste să fac coaste în seara asta să mănânc, mi-e poftă cu cartofi. Probabil o să vă filmez și vouă puțin. Apoi vrem să mergem în parc și nu știu.
Bună, bună, bună și pe ziua de astăzi. Nu am mai filmat de multicel, sincer. Cred că luni am filmat ultima dată. Și azi e? Băi, nu știu ce zi e azi. Azi cred că e miercuri. Da, azi e miercuri. Eu sunt în bucătărie, pregătesc un pilaf. Un pilaf cu pulpițe și cu mărar. Fetița e cu taică-su în camera cealaltă și eu pregătesc cina. Să mâncăm în seara asta. Mi-era poftă de un pilaf de orezul ăsta basmati și toate sosurile de pe aici. În Anglia chiar m-am săturat, sincer. Mi-era dor de un pilaf de-a meu, așa, ca la Moldova. Încă îmi tremură mâna sau mi se pare mie? Da. Deci îmi tremură mâna. Wow! Bun, afară vremea astăzi este... Este și nu este. Ba bate vântul, ba plouă, ba e cald, nici eu nu mai știu ce e afară. Ia să stau eu cu voi aici puțin la vorbă, dacă tot aștept să se fiarbă pilaful. Sper să se audă bine, că bate puțin vântul. Ia să mă așez și să vorbim puțin ce am mai făcut zilele astea, că... Na, tot nu am filmat deloc. Deci, luni am rămas, luni am vorbit cu voi, luni am filmat două clipuri pentru săptămâna viitoare, pentru că săptămâna asta deja voi ați văzut clipurile care au fost. Am filmat un clip atât de frumos, adică mi-a făcut plăcere să-l filmez, să iau și cadrele. Este vorba despre organizare și cum mi-a schimbat mie viața organizarea. Încă nu m-am hotărât, probabil o să-l pun vineri sau vinerea viitoare, încă nu m-am hotărât, dar în caz de l-ați văzut deja, știți despre ce este vorba. Astăzi am vorbit cu una dintre voi pe Instagram și m-am simțit atât de bine. Mi-a spus că mă urmărește în fiecare seară și pe mine și pe Ana. Voi știți pe Ana că o pomenesc în fiecare clip aproape și sincer m-am bucurat foarte mult să văd că cineva se uită așa cu drag la mine și nu doar, nu știu, din plictiseală sau nu știu cum să mă explic, uite că bate vântul, în fine. M-am bucurat foarte mult, chiar cumva mi-a schimbat ziua, drept să vă spun că știu cumva că munca mea nu e în zadar. Și asta mă bucură foarte mult și mă face să merg mai puternică înainte. Am filmat și un Q&A pentru voi, care o să apară tot la fel săptămâna viitoare. Un Q&A un pic mai nervos. Pentru că, au fost câteva întrebări care cumva mi-am spus părerea și în urma Q&A-ului care va apărea, cred că săptămâna viitoare sau, nu știu, peste două săptămâni, să vedem cum mi le editez. Am văzut câteva comentarii, gen că ce prezinți tu pe canal. Păi, nu știu cum să vă zic, eu nu am vrut să fac un canal gen strict doar pe cleaning sau strict doar pe beauty. Pentru că, automat, când faci un canal strict pe cleaning, măi, eu am două camere, mă scuzați, am două camere, am două dormitoare, sufragerie, bucătărie și baie și un conservator. Întrebarea mea este, de câte ori vă pot arăta aceste camere? Adică dacă postez 3 clipuri pe săptămână, nu am cum să vă arăt în 3 clipuri o singură cameră. Devine plictisitor și de asta nu mă pot axa doar pe cleaning. Eu cumva am ceva variat. Astăzi deschidem un pachet pe care l-am comandat pentru mine și testăm produse noi, pentru că băi, eu cumva mă uit la clipurile astea, îmi place că lumea dă review la ceva, când văd, măi, uite crema aia, mie mi s-a potrivit, oare ei de ce nu mi s-a potrivit, are alt tip de ten aia, nu zic, băi, nu cumpăra crema asta că e nasoală, mie nu mi s-a potrivit, dar ție ți se potrivește, adică nu e o problemă, eu nu cer pe nimeni dacă folosește altfel de produse sau nu genul ăsta să folosesc numai high-end, îmi doresc să am câteva produse de machiaj și astea, da? Dați seama, când am posibilitatea, nu neapărat, vai, eu nu împing pe nimeni să cumpere nimic, nu, ăsta e canalul meu, câte un pic din toate, vloguri, beauty, machiaj, curățenie, organizare, câte un pic din toate, să fie cumva diversificat, pentru că am impresia că un singur tip de, hai, vlogurile nu sunt plictisitoare, pentru că nu e niciunul la fel. Astea singurele care nu le găsesc plictisitoare. Dar când faci doar beauty, parcă câte produse poți să cumperi, câte clipuri poți să faci, adică
Pe bune, cumperi produse ca să ce? Să le arăți după aia, îți umpli casa cu produse și numai când să le folosești. La fel și la curățenie. Câtă curățenie poți să faci? Azi, să fim serioși, în două camere și o sufragerie. Adică nu stai toată ziua, hai și frec, hai și frec, hai și frec. Nu există așa ceva. Asta e fake, îmi văd. Da. Am vorbit puțin despre YouTube. Acum mă duc să văd ce mai face pilaful meu. Ia să vi-l arăt eu puțin. Sper că nu mi s-a ars. Dacă mi s-a ars, mă fac de tot rahat acum aici pe YouTube. Mă scuzați de limbaj. Da, uite că nu mi s-a ars. Ia să întorc puțin camera. Și cam așa arată. Vai, nu vreți să știți cum miroase. Deci nu vreți să știți cum miroase. Da. Mă pun acum să termin pilăfiorul. Ne punem să mâncăm, că este 6 ceasul. Iar dacă nu ne mai auzim în seara asta, ne auzim mâine. Că am de gând să-l țin, cred că până sâmbătă, ca să fac ceva material. Pupici, pa! 2, 3, 4, 5! Bravo! Hello și bună ziua și pe ziua de astăzi. Azi nici nu știu ce zi e, cred că e vineri. Nu am mai filmat de miercuri. Nu știu ce e cu mine de nu pun una pe telefon să filme, sincer, habar n-am. Dar mi-a ajuns un pachet, bineînțeles. Mi-a ajuns un pachet de la Ana. Mi-a trimis draga de ea o grămadă de chestii. Dar nu vă voi arta acum ce am primit, pentru că mă grăbesc să mă duc până în oraș, am ceva de cumpărat. Când mă întorc din oraș, promis să vă arăt ce am primit de la Ana, că e zăpăcită și mi-a luat o grămadă de chestii, adică mi-a pus o grămadă de chestii. Am deschis puțin camera doar să vă salut, să vă zic hello, hello. Bună la toată lumea. Iar noi ne mai auzim din oraș, nu știu, sau cumva când mă întorc acasă, depinde că... Știți că vă ziceam eu zilele trecute că vă arăt ce am primit de la Ana? E bine, vă ziceam, dar nu v-am arătat. Cu toată nebunia și tot ce la mine în casă, uit. A venit nepotul meu la mine și având acum doi copii, trebuie să mă uit la fiecare în parte. Ați văzut și dulapul meu și părul, trebuie să mă pieptăn. Ok, am să vă pun frumos pe trepied sau pe ceva măcar. Cred că vă pun aici pe trepied și o să vă arăt ce am primit de la Ana mea dragă. Hai, gata, că am revenit aici. Ok. Eu am vorbit cu Ana pe Instagram. Nu știu dacă v-am spus asta, că v-am spus, am filmat cu câteva zile. Nu știu dacă v-am spus. Vorbeam cu Ana pe Instagram, noi suntem subscrise la Glossy Box. Și luna trecută ziceau că o să pună iluminatorul de la Ela Masca în cutie. Iar eu am primit cutiuța și nu l-am primit. Și eram foarte supărată când l-am primit, că mi-l doream foarte mult. Ea a zis, hai că ți-l trimit eu. Că și așa, eu nu mă machez așa. Dacă pe tine te încântată de mult, ți-l trimit eu. Mi zic, da, bine, mulțumesc, ești o drăguță. Dar bineînțeles că ea nu a putut să-mi trimită numai iluminatorul. Așa că mi-a pus. Deci, dragă de ea, deci mi-a pus iluminatorul care... Vreau să vă zic că e superb, îl ador. Poate că am un miliard, da, tot îl ador. Cam așa arată el. Așa. Ia să vedem. Așa și stai, care și oglindă.
Uite, așa e el. Acum o să vă fac și un swatch. De ce? Nu vreți să știți. Uitați. Nu am făcut swatch-ul bine acum, dar uitați. Super, super tare. Cumva lumina îmi bate de aici, de la geam. Super frumos. Ana, te iubesc și te ador. Îmi place de nu mai pot. Și mi-am mai pus și un rimel de la Ella Masca. Ia să vedem. Mi-am mai pus și un rimel. Ăsta i-a picat ei tot. Mie nu mi-a picat așa ceva. Dar uitați-vă puțin. Doamne. Și mi-a pus și rujul acesta absolut super, pe care eu, mie mi-e și milă să-l deschid, adică să-l folosesc. E de la Only Oily, nu știu, n-am auzit. Așa, ia să-i fac eu un swatch aici, fix lângă iluminator, ca să vedeți și voi exact nuanța. Îmi place de Moș nuanța, ea știe cumva, mă cunoaște deja. Nu știu dacă se vede. Ia să mă dăm așa. În fine, e un maroniu, așa. Super frumos. Și mi-a trimis o mostră de la parfumul Daisy și una de la parfumul Oamenilor pentru Bărbați, pentru că mi-a trimis cumva și copilelor de la Lidl să le încerc. Și eu pe ăsta îl mai aveam, dar aveam impresia că e copia la Coco Mademoiselle. Da, eu asta care știe. Și asta este de bărbați pentru One Million și să știți că este asemănătoare. Cumva. Mirosurile sunt asemănătoare. Și mi-a trimis un peeling de la Essence Coconut Kiss, un peeling de buze de la Essence, care l-am folosit și e super fine. Da, băi, stai, mă, că am uitat. Da, și tot vorbeam noi într-o zi, a spus că și-a dus și-a pantaloni. Și a spus, vai, ce-mi plac pantalonii, să-mi spui de unde ai luat. Să-mi spui de unde ai luat și astea. Și a spus, ai, am luat de aici, de la mine. Și a zis, eu n-am magazinul ăla, în fine, vorbe și vorbe. Dar ce ziceți că i-am luat pantalonii scurți? Măi, când i-am văzut în pachete, am spus, Ana, tu nu ești sănătoasă. Dar, da, mi-a luat. Mi-a luat, dragă, de ea și ador. Deci îmi plac de nu mai pot. N-am apucat să-i spăl, să-i port încă, dar o voi face cât de curând. Și acum la piesă de rezistență, pentru că în vlogul de astăzi, pe care voi l-ați văzut sau încă îl vedeți, că o să nu-l vedeți puțin, o să găsiți de toate. Vreau doar să vă arăt ce mi-am cumpărat. Ce mi-am cumpărat prosim de machiaj în ultimul timp? În primul rând, mi-am luat acest iluminator de la Bobbi Brown. De fapt, da, l-am primit cadou. Nuanța este Pink Glow. Este ceva ediție limitată. Și o să vă arăt acum. Fac un swatch. Vi-l arăt și pe el. Cam așa arată el. E superb și ăsta. Numai că ăsta are o nuanță mai rozalie. Asta e de aici. Că vedeți, are o nuanță mai rozalie. Și îmi place de nu mai pot. Deci de nu mai pot. Îmi place și asta. Dacă nu știți, eu am o boală cu iluminatoarele. Dacă nu știați asta, nu știați. O să vă las în descriere de unde am luat toate aceste produse la niște prețuri super și îmi doream de foarte mult timp să încerc Charlotte Tilbury, produsele de la ea. Și în sfârșit am pus mâna pe câteva la un preț super, super bun. Așa, avem aici The Magic Serum, serul acesta magic. Serul acesta magic de la ea, care încă nu l-am deschis, o să-l deschid mai încolo. Apoi, mi-am luat Hollywood Flawless Filter, fundul de ten, care cred că este puțin cam închis pentru mine, nuanța, stai că nu știu, 3 parcă, nu mai știu exact ce nuanță mi-am luat, nu mai știu. Și nu știu unde să o găsesc acum, dar cred că 3, nuanță 3, dar în sfârșit mi l-am luat, probabil prea închis pentru mine, dar mi-l doream foarte mult. Apoi, rujul minune pe care toată lumea l-a lăudat în ultimul timp este Pillow Talk, tot de la Charlotte Tilbury. Cam așa arată el. M-am dat. Vă spun că m-am dat. Așa, cam așa este nuanța. O să vă fac și un swatch aici, micuț. Ia să-l fac eu aici. Deci e superbă nuanța. Iar am făcut eu swatch unde nu pot să întorc mâna. Așa-l vedeți? Nu știu cât vedeți voi nuanța acum la lumina asta pe care o am eu. Dar cam așa se prezintă el. Mă, să punem un pic de focus pe... Nu vrea să pun focus pe el, dar cam așa se prezintă. Cam așa e rujul. Adică aici e mai bine. Aici se vede mai bine decât dacă îl pun aici. Arată superb. Asta miroase superb și nuanța este... Îmi place de nu mai pot. Este cumva nuanța mea preferată. Și bineînțeles că nu puteam să îmi iau toate aceste produse fără pudra de la Charlotte. Care
despre care am auzit numai lucruri bune. Acum eu nu le-am folosit. O să fac un first impression aici la mine pe canal, dacă și voi vreți. Cam așa arată ea. Este foarte, foarte fină. Înțeles că nu se vede, dar e super fină și cred că are și puțină acoperire, dacă nu mă înșel. Da. Asta este și pudra. Nuanța mea este 2 medium. Ele sunt cumva din aceeași gamă. Airbrush Flower, nu, ăsta e Airbrush, e cel al fundezen pe care îl vreau și pe acela îl vreau, da. Sunt foarte bucuroasă că mi le-am achiziționat. Și la comanda aceasta am primit o pudră de la Too Faced, pudră, pulbere din aceasta translucidă și o mască de la Oasis 7, mască de hidratare pe care o voi folosi chiar în seara aceasta pentru că tenul meu are nevoie. Da, cam astea sunt produsele pe care mi le-am cumpărat și pe care le-am primit. Ah, și mi-am mai cumpărat și deodorantul cu pară, l-am găsit, am găsit deodorantul cu pară, doamne. Am tot dat cu el așa în capac pentru că miroase extraordinar de bine, miroase, vai, vai, ce-mi place, îmi place mult. Bun, astea sunt produsele. Ana, din nou, îți mulțumesc din suflet pentru că mi-ai trimis cu 7 produse mai mult decât trebuia. Mulțumesc frumos, mi-ai făcut bucuroasă pentru că mie îmi plac, știi că îmi plac... iluminatoarele, știi că na, îmi place machiajul și cumva și cutia e super faină și oglinda e super faină că e mare așa și poți să iei cumva în geantă ca oglindă și pentru un pic de touch-up, da. Bun, eu vă las acum. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever, 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 I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. Hello! Am zis să fac și o introducere a clipului de astăzi. Noi suntem în parc la lepede. Voi deja cred că ați văzut câteva imagini sau nu știu cum o să le pun, o să le pun după. Am aici baloanele copiilor, că bineînțeles nu pot să ies în oraș fără să le iau baloane. În frunte am un corn. E atât de frumos aici. O să stăm puțin, o să hrănim puțin lepedele. Apoi nu știu ce o să mai facem. Cred că o să mergem să luăm ceva de mâncare. Da, hai să te vadă cât este frumoasă! Ia tocmai ți-am pupat-o nou! Ia fă, salut! Îl ia mama, stai că acum te dă mama jos! Bun, o să vă mai las câteva imagini. Eu vă mulțumesc din suflet că ați vizionat clipul de astăzi. Noi ne revedem data viitoare! Forever, forever, I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete.